Hello, hello! Hai să descoperim împreună care este energia zilei de miercuri, 14 iulie, folosind o singură carte de tarot. Foarte, foarte frumos! Avem aici asul de monede, posibilitatea unui nou început care să vă aducă foarte multă stabilitate financiară. Cei care începeți astăzi un job nou, un curs de recalificare profesională, dacă vreți să vindeți anumite lucruri de prin casă, să transformați un hobby într-o sursă secundară de venit. Toate aceste lucruri sunt foarte, foarte bine aspectate. Aici puteți să puneți bazele unei afaceri mai mare sau mai mică, care să vă aducă foarte mulți bani pe termen lung. Mare atenție aici, nu vă așteptați să câștigați la loto, nu vă așteptați neapărat să câștigați la pariuri sportive sau la păcănele. Asta nu e genul acesta de energie. Aici va trebui și voi să depuneți efortul necesar, munca necesară, ca să câștigați acești bănuți. Dar cu asul de monede aveți promisiunea universului, promisiunea energiei momentului că puteți să faceți asta. Dacă ești tânăr, acceptă jobul sau deschideți afacerea ta sau acceptă aici provocarea pe care ți-o oferă destinul. Dacă ești deja la altă categorie de vârstă și poate chiar ai ieșit la pensie, aici uită-te foarte atent în viața ta, pentru că s-ar putea să fie metode prin care poți să-ți mai suplimentezi venitul fără foarte mult efort din partea ta, ba chiar făcând niște lucruri care îți fac foarte mare plăcere. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe mesaje de tarot, etalări lunare pe zodii și o grămadă de alte surprize, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!